A venit mama la mine, hopa-țupa, Penelopa. Ghiși ce mi-a luat, face curățenie, femeie. Mama, n-ai reușit nici să dai cu mătura, că văd că la paporniție ești prima. Cât de repede am venit, că eu mai m-am fățit așa, ca să te las pe tine. Și eu am venit repede. La întârzierile care le are ei mintale, înseamnă repede la asta. Și-mi lua gunoiul. Haolo! Și a venit amărâtile, să vezi cum îi tremură mâna. Mi-a dat vreo 10 lei, nici pe aia. Nu mi-a dat nici la nivelul de 3 euro. De ce? I-a mărit inima. Lela, ce face, mă? Unde? Unde? Cu ce e? Ce e ăla? Ce muncește? Când a muncit aia vreo oră la viața ei, bă, ca să vă cred eu de asta? E obosită rău? Și după aia inteligenta de mamă, a văzut că stau pe scaunul ăsta la când îmi ia laptopul pe aici, îmi pusese niște struguri pe scaun. Și o brânză, să-mi intre la găoadă. Pe mașini întreba, brânză nu vrei? Eu am zis, bă, lasă-mă cu brânza, dar un cașcaval. Ia o să vă jur, ale lui Vitiu să fii. Mama nu jură cu dracu, e doamnă de București, de gunaibă. Așa se zice la dracu mai frumușor. Deci naibii e varianta niștoa lui dracu. Nu poți să zici, dă-te dracu! Nu. No. Stă și aia. Ia uite mama, uite o drăcoaică. Uite, am găsit la drăcoaică grupa sanguină. Ia ce grupă sanguină are aici drăcoaică. Cea mai comună semăna cu tine drăcoaica, dar nu o plăceai. Unde ai fugit? Uite, vorbesc de unul singur. Deci, și-a fugit, mamă. A ciordit ce a ciordit, că îți dai să mai pe ciordele. Și are 0-1 ca mama. Și a donat și a sânge, da. Uite, când muream noi de foame, în vara lui 2009, și de la mulți ani, a mai donat odată. Și mai vrea să doneze odată, tot atunci la mulți ani, că muream de foame, în casă, dar s-a îmbolnăvit fata și n-a lăsat. Și am ascultat pe tine. Deci, fii atent că a donat. Deci, pizda, când îmi arăți mie așa ceva. Fii atent că aveam și eu carnet de ăsta, dar mie mi l-a luat. Fofolanda. Care are și ea grupă de bețivi, dar nu e bețivă, că de obicei se zice la ăștia care are B3, care grupe de bețivi. Dar fii atent că eu sunt bețiv reptilian. Nu sunt orice fel de bețiv. Dar tu ești o masturbatoare. Ești masturbatoare, frate. De unde știi că sunt masturbatoare? De unde să nu știu? Bă, îți faci bețirii de râs. Vezi că aia avea 0-1 RH pozitiv. Nu e grupă de bețivă. Deci, și prin grupa sanguină poți să-ți dai seama că Mihara era nebună, dar nu trecea drăguț. Că după aia, spitalul de mult zicea, ai băut cot la cot cu ea! Bă,
pizdanii nu mai fuma, că vrea să facă copii. Băiat. E băiat mumos. Știu să fac tracțiuni. Și atunci a zis, re-re-hi. Și după aia am zis, bă, te-ai mălărit la cap. Și după aia trebuia să dau eu sânge, că mi-a și venit eu odată la spital acolo. Și s-a supărat un asistent pe mine, că l-a murit. A zis, bă, mi se face rău. Stăteau la nimișcat, am zis, bă, da, prost. Zic, bă, nu mai văd, nu mai aud, mi s-a făcut rău. Bă! Și face, să nu mai veniți pe aici niciodată. Bă, că nu mai vin. De ce? Sunteți labil psihic. Eu cred că l-a dat un telefon sau mă cunoștea. De unde dracu știi tu că sunt labil psihic? Că n-am declarat acolo că sunt labil psihic. Cred că te-a interesat. Bă, ce s-a întâmplat cu ăsta? Bă, hai să zic eu, care era conjunctura de împrejurări. Cu toate că eu învățam pe Mihaela, băi, noi nu avem bani de suculeții de cupea ăștia. Noi cu studenții săraci, ăștia de la SS, că așa făcea pe niște ori de studenție, dar era niște studenți de aia săraci. Eu te dau pe mine vin. Și mergeam la baie și beam mult apă. Adică, fate, trebuie să ridici hidropula. Și beam la apă, fac eu, bă, ar trebui să fie oarecum sărată asta, pentru că nu s-o absorbim. Că după aia, bag ăia, trage de-n băia total. Și băgam la apă noi. Era și nouă rușine, nu? Ca să ne vadă aia pula mea ce pe... Puneam botul la chivetă și băgam la apă. Și după aia ne duceam acolo, nemâncați. Amețisme. Ziceai că sunt drogați. Suntem drogați. Apăream acolo, ai bolile, nu știu ce. N-am nicio bolile, i-am zis. Dă-o în pula mea, că puteți să faceți analiză la sânge și să vedeți că n-am boli. Și ăla nu mai vrea să mă ia, că sunt labil psihic. I-am zis, mamă, ce psihic are ăsta. Asistent futecios. Băi, păi asta nu implică pula mea că dacă sunt eu labil psihic și iau unul cineva de la mine sânge, înnebunește la cap. Nu se întâmplă asta. Sângele înseamnă viață. Dacă ești donator, noi trebuia să luăm toate drepturile. Că nu știu ce să facem cu drepturile. Părea de bine, se deși oții de la serviciu. Făcă, păi, dacă nu avem serviciu. Atunci trebuia să-mi dați cașcaveală de compensare. Cât ar fi o zi de la serviciu și eu puteam să fac cerere la donator. Bă, hai să luăm salariul minim pe economie, împărțim și noi așa și ajungem la o sumă, ia de însuma aia. Sau luăm salariul mediu pe economie, care nu știm care e. Ce zici? Ești lebil în zihic! Bă, bine, bă, pune mea. Tu nu ești labil psihic. E unii labil psihici, alții nu e labil psihici. Pune mea, trăim și noi pe lumea asta, știi? Ai văzut cum a plecat mama? Mama, mai stai, m-a luat de ea, a plecat. Păi că, mă luat plecat mama, ce dracu mă fac acum? Am zis, a plecat mama. Când colo, da, fugea cu țacoșii. Făi, ce trebuie a făcut asta, măi? Se face că bagă niște gunoaie. Cred că ciordește multe poezii pe aici. Grafică, chestii, că mie îmi dispar. Deci a făcut business. E business-ul, mă. Cum? E business-ul, mă. E enterprise. Și acum e atât de evident. Și e pofticios la pizdă. Păi mama, nu se ciordește de la propriul copil. Mama de viață. Nu ciordește de la propriul copil, mai ales dacă n-are veniturile.
Mama, împăcări și despărțiri, nu se ciocăște, dar nimic nu justifică. Cum, a? Fii atent că sora mea e și abețivă. Și e și drogată. Cum, am prins-o pe fată super excitată. Ai înseamnă, o fată, ai tras părâtan? Era super fericit de la mulțe. O vedeam pe fata, Yo, wow, come on, please, părăsește scena. Acum vă încă nu mai zic și zic, please, forget me. Și tocmai mă duceam la mamă, dar mama nu știa. Nu știa când se scoale. Stă, își face somnul de frumusețe. Între succese și eșețe.